Salutare și bine ați venit la Universitatea Danubius. Eu sunt Mihai Ovidiu Munteanu, gazda emisiunii Young, Smart and Beautiful. Astăzi vom sta de vorbă cu Andrei Lupu, un absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității Danubius, de la care vom încerca să aflăm mai multe despre profesia de avocat. Rămâneți cu noi! Salut, Andrei! Bine ai revenit în Universitatea Danubius. Salut, Mihai! Îmi pare bine că te-am regăsit aici. Aș vrea să vorbim un pic despre alegerea deloc întâmplătoare a spațiului în care filmăm, și anume biblioteca. Spune-ne cât timp din facultate și ulterior din master ai petrecut aici, în sala asta. N-aș putea să vă spun acum efectiv pe ore, dar... Un procent. Nu, face parte din rutina mea zilnică, să spun așa. Am încercat să o introduc în rutina mea și să stabilesc aici bazele teoretice a ceea ce sunt eu astăzi, respectiv avocat, pe care încă o urmez, adică nu m-am lăsat. Încă vin în biblioteca asta? Din când în când vin în bibliotecă și îmi adaug cunoștințe, îmi reamintesc anumite lucruri. Trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că tu ești absolvent al Facultății de Drept de la Universitatea Danubius. Ulterior ai făcut și un master tot aici, iar acum de cât timp profesezi ca avocat? Și acum de 5 ani de zile sunt membru în cadrul baroului Galați. În ce arie a dreptului activezi? În special în dreptul penal activez ca și avocat și pledez în fața instanțelor penale. Nu știu dacă ai văzut unul din interviurile noastre trecute, cel cu doamna decan de la Facultatea de Științe Juridice, doamna Alina Dumitrache. Da, da. I-am adresat o întrebare pe care o să ți-o adresez și ție astăzi. Ai văzut suți? Da, da, bineînțeles, da. Te întreb asta, Andrei, deoarece și în interviurile trecute, atunci când am avut o invitată pe doamna decan a Facultății de Drept, doamna Alina Dumitrache, i-am adresat exact aceeași întrebare. Consider că există asemănări între ficțiunea unui serial sau film din Statele Unite și realitatea din România? Sunt două lucruri distincte aici. Odată ficțiune versus realitate, doi Statele Unite versus România. Exact. Sunt mai multe planuri ce se pot discuta și dezvolta. Dar ca și tânăr, elev, student, da? Cel care privește un astfel de serial și își ia de acolo motivația de a accede spre o profesie, da, juridică, pot să spun că există similitudini între ceea ce prezintă efectiv în acel serial și viața noastră a avocaților care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, dar cum există atât de multe similitudini, există și foarte multe diferențe, plecând de la legislația care se aplică pe teritoriul Statelor Unite și legislația care se aplică pe teritoriul României, cred domeniul mai... de activitate în suits, domeniul de activitate pe care îl abordează respectivul personaj este domeniul burselor, dacă mi-aduc aminte bine. Alte arii, da? Pe teritoriul României, în Galați respectiv, există domenii, alte domenii pe care activează efectiv avocații, dreptul civil, dreptul familiei, dreptul comercial, dreptul penal al afacerilor. Există similitudini, dar există totodată și foarte multe diferențe. Cred, și aici te rog să mă corectez, că cele mai multe diferențe vin din procesul în care, sau modalitatea în care se desfășoară un proces în acea ficțiune comparat cu realitatea din România. Pentru că, în cazul meu, ce m-a atras la acel serial e modul în care se pune problema, astfel încât de cele mai multe ori nici măcar nu se ajunge la proces în fața unei instanțe, iar atunci când se ajunge în acel punct, sunt fascinante acele pledoarii pe care le au avocații. Cum se întâmplă, de fapt, în România?
Eu am să iau fictiv, vorbim ipotetic, am ce se întâmplă pe parcursul unui proces penal, da? Avem, în primul rând, avem o fază de urmărire penală, da? În care inculpatul ia contact cu organul de cercetare penală, în speță ofițerul de cercetare penală și procurorul. În cazurile de asistență juridică obligatorii, atunci când își permite să aibă un avocat, el poate, în cadrul audierii, da, poate să beneficieze și de asistența juridică a unui avocat. Da? Avocatul din oficiu. Ori avocat din oficiu, ori un avocat, un avocat ales, adică ales, este okay. La alegerea inculpatului. Da? Ulterior, după ce se întocmește acest rechizitoriu, se numește, da? Procurorul, printr-o ordonanță, da? Dispune trimiterea în judecată a inculpatului, ori dacă nu, dispune clasarea, renunțarea, alte soluții. Da? Noi, ipotetic, mergem către pe tot, judecată, pe tot okay. firul acesta ca să înțelegem exact unde ne aflăm. Bun. Trimite dosarul la instanța de judecată, da? Acolo dosarul este preluat de către, de către judecător, da? Împreună cu grefier, da? În cadrul acestei ședințe de judecată, da? Participă judecătorul, procurorul, grefierul și, nu în ultimul rând, avocatul, care îi apără drepturile și interesele inculpatului. Această fază, practic, este cea mai importantă, da? Pentru că se analizează întreg probatoriu administrat, inculpatul și el își aduce în propria lui apărare, probele pe care vrea să le aducă, să-și dovedească nevinovăția, așa. Și ulterior vine pronunțarea sentinței de judecată și ulterior sunt căi ordinare de atac, apel, căi extraordinare, recurs, contestație în anulare, revizuire și așa. Dar nu intrăm în partea aceea, că deja ne abatem de la, efectiv, la întrebarea propriu-zisă. Nu știu dacă ne abatem, într-adevăr, ne abatem de la întrebarea mea, dar cred că sunt importante și astfel de clarificări, tocmai pentru că în media, cel puțin, vedem tot felul de oameni publici care sunt într-un anumit proces penal sau, știu eu, civil, așa, iar procesele respective durează foarte mult și omul de rând nu știu dacă înțelege de ce se ajunge la, nu știu, sentințe date după ani de zile. Da, este normal să din nu, cauza să acestor proceduri despre care vorbești. Da, din cauza, dar nu din cauza acestor proceduri. Este dreptul fiecărui cetățean, da, de a avea și o altă cale de atac vis-a-vis de prima părere care a avut o... Deci nu din cauza, da? Ci datorită acestor, da, proceduri. Deci noi avem, deci, practic, să ne gândim, nu este normal și firesc ca un singur om să decidă ce se va întâmpla cu viața celuilalt. Este și mai normal să dăm timpul oamenilor, respectiv judecătorului, da? Să iau o decizie înțeleaptă, da? Înțeleaptă, bazată pe logică și raționamente logice. Și atunci acest proces necesită timp. Oamenii nu sunt calculatoare. Nu putem să introducem câteva date într-un calculator și să scoată o foaie și să spună ok, el este nevinovat sau este vinovat. Pentru că, practic, complexitatea acestui sistem judiciar este dat tocmai din complexitatea omului și acțiunile pe care el le poate desfășura în cadrul societății. Și atunci se normativizează tocmai datorită complexității omului. Da? Ca să înțelegem mai bine procesul acesta, cred că ar fi foarte interesant să ascultăm cum arată programul tău într-o zi normală de lucru, pentru că mă gândesc că ai mai multe cazuri de care te ocupi, fiecare într-un diferit stadiu de investigație sau într-un anumit punct al... Da. Cercetării și al judecatei.
Bun, dimineața mea începe la birou, da? Am o agendă, da? Și îmi fac ce trebuie să fac în ziua respectivă. Da? Mă gândesc că încep cu o cafea. Absolut, asta e normal. Dar în primul rând îmi deschid agenda. Da? În agenda am trecute termenile, am trecute clienții cu care trebuie să mă întâlnesc, am trecute dosarele de care trebuie să mă ocup în ziua respectivă, termenele ce trebuie urmărite. Ulterior, da, într-o zi în care am instanță de judecată, trebuie să ajung în instanța de judecată, mă duc și mă ocup de procesele respective. Deseori trebuie să mă duc și la parchet, la parchetul de pe lângă judecătoria Galați, Tribunalul Galați, Curtea de Apel Galați, pentru că sunt instituții diferite, da, și sunt situate diferit. Da? În Galați, după cum bine știi, instanța, Tribunalul Galați, Curtea de Apel Galați este situată în Țiglina. Da? Corect. Parchetul este situat undeva pe strada Traian, deci la undeva la 5-6 km de. Și dacă într-o zi, de exemplu, trebuie să fii în ambele locuri, trebuie să te programezi și să-ți faci programul astfel încât să poți fi, să spunem că trebuie în să ambele locuri, trebuie să ajungi la parchet în întâmpinarea problemelor clientului tău. Bineînțeles, să spunem că trebuie să ajungi la parchet, așa cum ai spus, pentru un anumit client cu o anumită, da, speță. De obicei, ce se întâmplă acolo? Bun, parchetul, normal, parchetul este de fiecare dată a fost de interes pentru că este o procedură complet nepublică în cadrul urmăririi penale. Acolo nu pot să vă divulg prea multe lucruri din ceea ce se întâmplă. Pot să vă spun că este o instituție administrativă cu paznici, cu procuror, cu grefier, cu... Dar mai mult de atât nu pot să vă introduc eu pe ușa parchetului, cum s-ar spune, să vă dau o descriere amănunțită a ceea ce se întâmplă efectiv. Dacă am presupune negocieri, dar pot să vă spun am că... Am fi în eroare? Ar fi în eroare, pentru că nu există o negociere cu privire la... Nu poți să negociezi cu privire la libertatea omului, adică... Da, vis-a-vis de... Din postura de necunoscător al dreptului, necunoscător în sensul că nu am studii în zona asta, îți imaginezi tot felul de lucruri și că nu ai de unde să tragi informația. Da. Pentru că... Este o procedură nepublică. Drept dovadă, nici tu nu poți să ne spui. Da, da. Este o procedură nepublică, dar trebuie înțeles sensul efectiv a acestei proceduri nepublice. Da? Tu, de exemplu, okay, scuze-mă că... Te rog. Transform discuția asta așa. Poți să fii acuzat de către o terță persoană cu privire la o infracțiune pe care tu nu ai săvârșit-o. Da? Dar imaginea ta în colectivitate, în societate, este distrusă. Depinde de infracțiune, dar în principiu este distrusă. Da? Caracterul acesta nepublic al procedurii, practic, te apără pe tine de ceea ce, din vinuirea care ți se aduce de către o terță persoană. Da? Până se stabilește de către o persoană, de către un organ competent, dacă ai săvârșit sau nu respectiva infracțiune. Este corect, am apucat să discutăm puțin înainte de a începe conversația în fața camerelor și m-ai corectat atunci. Este ok abordarea asta în care spui ca cetățean, fără studii juridice, că ești necunoscător al dreptului? Nu. Nu este corect. De ce? Fiecare dintre noi, într-o mai mică sau mai mare măsură, în fiecare zi interacționăm prin... tocmai datorită dreptului. Da? Astăzi noi ne aflăm aici din cauza unui contract social pe care l-am încheiat. Da? Eu sunt de acord să mă aflu aici, tu ești de acord să mă intervievezi și să stăm aici. Contract pe care aparent nu-l vezi. Știi? Nu-l vedem într-adevăr, dar nici legiuitorul nu ne obligă să-i dăm o formă scrisă. Da, ce am... internalizat eu din corectura pe care mi-ai aplicat-o a fost tocmai acest aspect, că
există în țara asta legi, reguli, norme. După care toți cetățenii trăim și ne învârtim și mergem. Și noi când mergem, de exemplu, mergem într-o excursie, da? Noi interacționăm și interacționăm cu ajutorul dreptului. Să avem un contract cu privire la transport, să avem un contract cu privire la un contract de prestări servicii, cu privire la cazare, da? Și alte asemenea. Da, așa e, ca cetățean obișnuit care își vede de treburile zilnice, tinzi să nu te gândești la lucrurile astea. Tinzi. Sau să nu le vezi din perspectiva asta, pentru că ele există, e clar, avem legi în țara asta, avem organe de control. Sunt anumite lucruri care merg efectiv, merg fără să întâmpinăm probleme. Într-un proces, de exemplu, merg să închiriez o vilă sau să plec la munte, da? Tocmai din cauza faptului că nu întâmpinăm o problemă efectivă în acest aspect, tind să uiți de tot mecanismul care se învârte în jurul respectivului serviciu pe care ți este adus, da? Actele care se încheie, actele care trebuie să le încheie prestatorul de servicii, ca tu să te afli acolo. Aș vrea să ne întoarcem un pic la un proiect despre care ne-a povestit doamna decan Dumitrache, și anume proiectul penitenciarul. Tu l-ai prins în timpul facultății? Am avut oportunitatea să fiu chiar printre primele grupe, primii studenți care au beneficiat de acest sistem, de acest proiect extraordinar. E perfect, pentru că aș vrea să ne povestești cum a fost acel proiect și ulterior să faci o paralelă între ce ai trăit în ziua respectivă și ce trăiești acum ca avocat. Da, mi-amintesc, nu în detaliu, dar mi-amintesc faptul că am plecat de la universitate cu un autobuz maxi-taxi, dar am ajuns la penitenciar. Nu am fost așteptați cu fanfară, vă dați seama, da? Am intrat pe porțile penitenciarului, am fost percheziționați, am trecut printr-un filtru, ulterior s-a făcut o coloană de mascați, da? Mascați în sensul în care erau ofițeri cu cagulă, era un cordon așa, și noi efectiv am fost acolo ca în plimbare, în vizită, să spunem. Da? Și am intrat pe porțile penitenciarului, am mers prin curtea interioară, da? Am văzut o celulă, cum arată o celulă. Și cam asta a fost experiența de student. Dar acum, astăzi, pot să vă împărtășesc și experiența de avocat care merge într-un penitenciar. Lucrurile nu se mai desfășoară chiar atât de lejer cum a fost în ziua respectivă. La fel, urmează o procedură filtru la intrarea în penitenciar, dar n-am mai avut accesul să vizitez și siguranța care mi-a fost acordată în punctul acela ca și student cu coloană de mascați, nici accesul mi-a fost restricționat prin anumit perimetru respectiv, doar în camera specială făcută pentru interviu. Da, bineînțeles, în cadrul acestui proiect e o convenție, exact, sunt niște reguli bine exact, stabilite. Exact. Cum te-a marcat acea zi în care ai fost cu ajutorul programului penitenciar? Da, marcat, nu, e mult spus marcat, okay. E foarte mult spus marcat. Pot să spun că m-a inspirat, să zic așa, m-a inspirat să nu ajung acolo, în primul rând, să vreau să practic în lumea dreptului, pentru că ușor, ușor, pe parcursul facultății, înțelegi noțiunile de drept și atunci ușor, ușor le și aplici în cadrul seminarelor, da? În discuțiile pe care le porți cu profesorii și vezi efectiv rezultatul când ajungi în acel penitenciar. Efectiv, ce înseamnă să, pentru oamenii aceia să stea o anumită perioadă de timp în funcție de fiecare, să rămână doar acolo. Și atunci este mai degrabă o inspirație să tinzi către ceva mai bun decât un moment marcant, să zic așa, al vieții mele.
O să te întreb același lucru și despre primul tău caz. Da. Cum a fost? Cât de emoționat ai fost? Primul caz. Cât de mare e încărcătura? Primul caz. Primul caz. Nu trebuie să dai detalii, nici nu cred că poți să faci lucrul ăsta. Da, pot să vă spun așa, pot să spun că în primele cazuri este foarte important să stabilești un standard pentru tine, ca și profesionist, să stabilești un standard vis-a-vis de cum privești dosarul, cum te pregătești pentru dosar și cum rezolvi problema care ți este dată. Da, să fie rezolvată, care ți este înaintată de către client. Mai mult de atât nu pot să vă detaliez. Mă gândesc că totuși, bun, tu vorbești acum despre problemă, dar dincolo de problemă este viața unui om, așa cum ai spus și tu, da, și da, tu mai devreme. Cred că e o încărcătură aparte, să știi că... Este o încărcătură pentru fiecare... Omul respectiv depinde de munca ta. Pentru fiecare om este o încărcătură, chiar și dacă nu aflu de problema ta, de exemplu, în calitate de avocat, o aflu în calitate de om, da? Tot mă afectează. În calitate de avocat trebuie să vin în întâmpinarea ta și să găsești și o rezolvare, ceea ce este mult mai complex. Dacă ai putea să-i transmiți așa un mesaj studentului Andrei și implicit studenților actualei Facultății de Drept din cadrul Universității Danubius, care ar fi acela? Un mesaj. Acum, la 5-6 ani de practică ai, nu? De când ești avocat drepturi de pline. Un mesaj. Să nu uite să viseze, să muncească pentru ceea ce vor ei să obțină de la viață, să își dezvolte perseverența, disciplina și să continue să o aibă. Și să petreacă cât de mult timp se poate în această sală. Nu. Nimic nu este bun în exces. Nimic. Trebuie echilibrat. Tot timpul. Să caute un echilibru în activitățile pe care le desfășoară. Îți mulțumesc mult, Andrei. Mă bucur că ne-am văzut astăzi aici. Și eu îți mulțumesc. Îți ținem pumnii în activitate și, bineînțeles, te așteptăm la Danubius oricând. Vă mulțumesc tare mult. Cu speranța că discuția cu Andrei v-a dezvăluit câteva dintre tainele profesiei de avocat, nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, haideți să trăim young, smart and beautiful. La revedere!